Salutare, prietenași, și bine v-am regăsit la un nou gameplay. În episodul de astăzi vom juca The Angler, Call of the Wild, un joc bazat pe pescuit și pe natură. Acest joc este dezvoltat de către Expansive World, iar ca și editor este compania Avalanche Studio. Joculețul a fost lansat pe data de 31 august 2022, iar în acest joc, pe lângă faptul că vei putea pescui, vei putea să explorezi și diversitatea ecosistemului care înconjoară aceste ape. Totodată vei explora și vei descoperi mai multe specii de pești, mai multe tipuri de pescuit, echipamente pe care le vei folosi în acest joc, de la pescuit până la explorarea naturii în adevăratul sens. The Angler îți oferă satisfacția unei relaxări totale în fața calculatorului, explorând în pixel o lume absolut senzațională oferită de către dezvoltatorii Expansive World. Așadar, dragi prieteni, în episodul de astăzi vom juca The Angler. Odată ce am ajuns aici, vei avea posibilitatea să-ți iei de la acest nene direct mare misiune de aici pe care să le îndeplinești. You've seen obsidian on your travels. Și de aici omul îți va spune tot ce trebuie să știi despre această rezervație. Rezervația, după cum vedeți, este destul de mare, destul de masivă. Toate aceste puncte de pe hartă pe care le vedeți va trebui să le descoperi. Fie că te vei duce cu mașina pe aceste minunate drumuri, sau fie că te vei duce pur și simplu la pas pe aceste minunate drumuri montane, acest joc îți oferă posibilitatea de relaxare totală, fie că te vei relaxa pescuind în diferite lacuri, din diferite locații, fie că vei face o plimbare explorând terenuri montane sau diferite zone cu niște peisaje absolut senzaționale. Tot de aici te vei putea duce la această doamnă vorbăreață. Iar de aici te-ai putea să vezi pur și simplu ce s-a băgat în magazin. Ăsta e shop-ul, de aici îți vei putea cumpăra diferite accesorii de care ai nevoie pentru a-ți echipa setul tău de pescuit. Deci de aici găsești absolut orice. Aici poți să-ți echipezi caracterul cu vestimentație și așa mai departe. Până la vehicule, fie că e vorba de bărci sau fie că este vorba de mașini. După ce ți-ai făcut echipamentul, te vei putea duce în diferite puncte, în diferite locații pe unde vei putea să pescuiești. Deci eu o să pescuiesc pentru început în zona primului lac din zona obiectivului, primul obiectiv unde te va da pe această hartă. Odată ce am ajuns aici, prin apăsarea tastei I, pur și simplu putem să intrăm în inventarul nostru, iar de aici vom putea să vedem mai multe chestii. La Backspace avem bățul pe care noi îl folosim, iar dacă te duci la gear, aici vei putea fiecare băț în parte să vezi cum l-ai echipat și ce ai pus pe el. Eu pentru început o să încerc să pescuiesc un pic la plută, iar ca și momeală am să folosesc o bucată de brânză și hai să punem aici pe rotița de la mouse, pur și simplu îți ajustezi adâncimea pe care vrei să o ai la fir. Eu o să dau la 90 de centimetri, aproape un metru, și lansez pe tasta click normal. Dacă vreți și un tutorial mai explicit despre acest joc, o să vi-l pun la dispoziție. Episoadele de pe acest joc le voi face în funcție de apetitul dumneavoastră, a celor care vă uitați la acest clip. Dacă sunteți pasionați de acest clip și mai vreți să vedeți în continuare episoade, mă puteți ajuta acolo cu un like și cu un coment. Iar dacă vrei să te abonezi și canalului pentru a vedea mai multe videouri pe care eu le produc aici, eu o să-ți mulțumesc anticipat și în felul acesta o să fiu cu mai mult conținut pe zona pe care ție îți place. O să încerc aici să văd dacă prind ceva anume, să vedem ce pești sunt aici. Pur și simplu prin apăsarea tastei K, pur și simplu poți să pui jos bățul. Acest lucru s-a băgat recent, a fost implementat în joc pentru că nu a fost până acum introdus în joc și în felul acesta, uite, poți să folosești un alt băț. Deci eu am pus acolo jos un băț care e echipat la plută și acum, în cazul ăsta, folosesc un spinner care încerc să vedem dacă prinde și ceva răpitor. În felul ăsta testăm un pic balta. Avem trăsătură la plută. Și da, avem prima captură la plută aici. A tras primul pește, nu știu ce am prins aici. Pare a fi ceva mai mărișor un pic, de pe tasta Z
și X, mărim frâna la, mărim frâna pe morinetă sau o slăbim. Am urcat undeva frâna la 35%. Iar în partea dreaptă avem un cursor care ne spune despre intensitatea presiunii asupra firului. În momentul ce îl duci în roșu, nu prea e indicat să faci mișcări bruște, pentru că poți să rupi firul. Jocul simulează destul de bine realisticul, să zic așa, în felul că trebuie să obosești peștele înainte de a-l aduce la mal, așa că de multe ori se întâmplă să-l lași să ia fir, exact cum îmi ia și mie acum. Ia la 34 de metri de fir, 35. O să-l las să ducă fir cât poate de mult, îi mai cresc din când în când presiunea pe frână. În felul acesta încerc să-l aduc prin morinări scurte înspre ponton. Încerc să țin firul pe culoarea gri, să nu-l duc mult în roșu. Iar când firul se duce în roșu, îl mai slăbesc din intensitatea pe frână. În felul ăsta încerc să-l trag înspre mine. Foarte bine venit această posibilitate de a-ți pune bățul jos, pentru că update-ul a fost făcut recent. Înainte, joculețul nu îți permitea această posibilitate. Iar acum poți să pescuiești cu mai multe bețe, ceea ce probabil îți va da o satisfacție mai mare asupra pescuitului, asupra simulării de pescuit. Încă ne batem aici cu peștele, încă peștele pune destul de multă presiune pe fir. Încerc să-l obosesc și eu. Am recuperat de la 35 de metri de fir, am recuperat la 10 metri. Și în continuare deja încercăm să-l dominăm noi. Mai avem un pic aici și deja l-am tras lângă noi. În momentul ce-l aduci aproape de tine, îți apare bara aceea de jos care apeși space și în felul ăsta ai reușit să scoți peștele. Noi am prins aici un pește nu destul de mare, deci de 8,73 kg, dar destul de bătăios cu noi. Ok, mai facem o lansare aici. Tot așa, o să punem bățul jos. Și continuăm cu spinnerul, să vedem dacă la spinner prindem ceva. Hopa, am prins aici ceva. Am luat miciogul și am prins aici o știucă, un Northern Pike, o știucă de 1 kg și 11. Am pus și noi rezoluția aici un pic mai mare și în felul ăsta să vedem cum se mișcă cu o rezoluție full. Da, de data asta parcă se vede mai bine jocul. Jocul are o grafică foarte bună și e păcat să nu profiți de la maxim, pentru că are o caracteristică super faină, foarte bine dezvoltat jocul pe partea de fizică, pe luminozitate, pe tot ce trebuie. Așa că vă recomand, dacă aveți posibilitatea să-l jucați pe grafică mare, nu ezitați să faceți. Aparent aici e o zonă în care știu că e prezentă și lingurița care am pus-o eu, de fapt am un pește pur și simplu, fosforescent, cu care pescuiesc. Bănuiesc că îi stârnește interesul. Dacă ești pasionat de genul ăsta de jocuri, de simulatoare, un joc care să-ți oferă o relaxare totală, acest joc, The Angler, de la Call of the Wind, cred că este perfect. Și da, după cum vă spuneam, se pare că știuca este la ea acasă aici. Știuca trage foarte bine aici, așa că o să merg un pic să vedem. Hai să schimb și această momeală, să văd. Nu am mai luat ceva momel special în ultima vreme. Eu am pescuit... Eu de obicei pescuiesc pe o altă hartă, pe un DLC din Spania, pe Aguas Claras. Dacă clipulețul merge bine și adunăm destul de multe like-uri aici din partea dumneavoastră, cu siguranță să ajungem să vorbim și despre DLC-uri, să vă prezint fiecare DLC în parte, să vă spun ce conține DLC-ul și ce posibilități aveți pe fiecare hartă în parte. Momentan suntem pe prima hartă, pe harta standard a jocului, pe care o aveți cu siguranță toată lumea. Am ales să fac primul clip aici, să începem cu începutul și apoi să dezvoltăm pe parcursul episoadelor fiecare hartă în parte. Probabil că o să facem și episoade în care o să vorbim despre cum se echipează un băț, ce trebuie să cumperi, cum stă treaba cu echipamentele și cum îți faci monturile.
Totodată putem să povestim și despre misiuni, cum să fac misiunile, unde și cum e bine să le faci sau cum faci cel mai ușor bani aici, unde să faci cel mai bine banii. Singurul lucru ce nu am găsit la joc pentru moment, posibilitatea de a da timpul, de a coordona tu timpul în felul cum doresc să-l coordonezi, n-am găsit această posibilitate și în felul ăsta de obicei folosesc timpul pe care îl găsesc în joc, adică nu pot să schimb timpul. Vreau să folosesc și un feeder aici. Să vedem ce se întâmplă și pe partea asta de feeder. Adică am pus bețele unul peste celălalt, ca un adevărat pescar, nu așa? Și ca un adevărat pescar. Doar că primul băț, și să schimbăm momeala aici la el, probabil că pe bățul ăsta aș vrea să pun și ceva momeală mai mică, pentru că eu am un ac destul de mare. Mă voi duce direct la GR să fac aici pur și simplu schimbarea. Deci folosim unul de 6, o să pun un ac de 9 și în felul ăsta voi putea să pun Bloodworms-ul ăsta care de obicei aici trage foarte bine. Deci funcționează foarte bine momeala asta. Și hai să vedem ce vom face. Am picat și de pe ponton în apă, asta nu se pune, face parte din distracție, chiar dacă nu prins pește, e bine. E bine, în mare parte, să te uiți la picioare. Care v-a atras. Și uite când arată asta. Yep. E bine că au mărit un pic timpul între trăsăturile peștelui și partea când el fuge. Am prins aici un breloc de chei. Dar după cum vă spuneam, Bloodworms-ul aici pe prima hartă merge foarte bine. Funcționează bine de tot. Și am văzut că au modificat un pic timpul de trăsătură la pește, pentru că înainte, în momentul când și trăgea, dacă nu-l luai rapid, se elibera și îl scăpai. În momentul ăsta văd că trage destul de bine aici. Pe Pluta avem trăsături bune, dar pești mici. Avem numai biban trage aici la... Biban portocaliu. Nice. E bun pentru palmares. Tot așa pe... zona de palmares, pe tasta H, aveți aici la hotbook o sumedenie de pești pe care îi veți prinde pe fiecare hartă în parte. Iar în felul ăsta îți va da diferite trofee și diferite amulete, să zic așa, pe care le vei avea în inventarul tău în funcție de levelul și nivelul pe care ești. Bun, hai să mai încercăm aici. Se pare că bățul la plută deja nu mai punem jos, îl ținem direct în mână, că avem trăsături ca lumea. În episoadele ce urmează vreau să vă fac niște prezentări pentru această hartă și cu zone unde veți putea prinde pești mai mari și unde vă veți putea duce să vă bateți cu diferiți monștri ai apelor. Doar că până acolo aveți nevoie să vă faceți niște bani și niște și un echipament de început, iar după ce aveți toate aceste lucruri, veți putea să mergeți să vă bateți și cu diferiți monștri ai apelor. Sunt pești destul de mari aici, sunt pești care îi scoți foarte greu, dar satisfacția este pe măsură. Cel mai interesant lucru este pur și simplu faptul că ai trăsături aici, deci nu te vei plictisi stând și așteptând să tragi odată la jumate de oră. Deci aici pur și simplu vei avea trăsătură după trăsătură dacă, bineînțeles, și momeala pe care o pui are destul de mult potențial în zona. Important este să găsești acea momeală care să-și facă treaba pe balta respectivă. Uite, de exemplu, pe bățul 2, după cum ați văzut, am pus o bucată de brânză și am folosit un feeder, iar pentru fundul lacului aici se pare că nu mișcă nimic. N-avem nicio trăsătură. În schimb, avem trăsături la plută. Și am avut și pe partea de spinner. Cu siguranță, dacă o să folosesc și spinnerul, o să mai avem trăsături. Știu că sau Black Bass-ul e omniprezent aici pe această hartă. Prin felul ăsta, cu siguranță, vei avea capturi după capturi. Pentru început, este important să prinzi cât mai mult pește ca să faci bani. Cu fiecare pește prins, faci experiență și bani. Și în felul ăsta poți să te dezvolți și poți să urci mai rapid. Bun, o să încerc acum să schimb un pic momeala.
să mergem și pe alte combinații. Uite, o să vreau să pun niște ouă. De fapt, astea, egg-urile astea sunt niște icre de pește. Și să vedem dacă cu aceste icre reușim să avem trăsătură. Punem asta jos și o să iau bățul 2. O să murinez pentru că nu am nimic aici trăsătură pe el. Vreau să schimb și aici momeala, să vedem ce altceva aș putea să pun. Dacă vreți să murinați mai repede când trageți firul, apăsați și tasta Shift în același timp, cu click-ul, și veți avea o viteză mai mare de murinare pe băț. Aici aveam brânză, cred că... Hai să încercăm un boilies. Deși mai mult ca sigur nu cred că sunt crape aici. Facem un experiment pentru crap, să vedem dacă este crap aici, în zona asta. Ne ducem aici și hai să punem un peștișor. Acest peștișor va fi mai mult și pentru răpitori. Avem posibilitatea să ne intre biban mai mare, știu că, sau chiar som de canal, cum avem aici pe această hartă. Folosim de data asta o momeală pentru răpitor și în felul ăsta putem să vedem și ce fel de răpitori avem aici. După cum puteți vedea, am și avut prima trăsătură. Răpitorul și-a făcut deja apariția. Smallmouth bass, așa cum anticipam, bassul deja s-a băgat aici pe trăsătură. Foarte, foarte agresiv acest pește. De obicei, unde îl întâlniți și unde veți avea de lucru cu el, o să vedeți că e foarte agresiv. Cei care depășesc 3-4 kg au un stil de atac foarte mare. În sensul că în momentul când a fost înțepat, sare în sus la câțiva metri deasupra nivelului apei și sunt foarte, foarte bătăioși. Aici avem de-a face doar cu exemplare mai mici, fiind o zonă mai mică de... La acest pește care l-am prins acum, momeala era mai mare ca el. Nu știu cum a putut el să prindă momeala asta. Dar am prins un pește mai mic decât momeala. O să încerc aici să mai prind un pește la plută. Și după aș vrea să schimb un pic momeala pe spinner și să vedem ce putem să mai prindem și la spinner aici. Ok. Hai să vedem ce putem să punem. Nu știu de ce nu mai am eu momeli pentru ok, să punem asta, să băgăm aici la spinner. Aici avem doar jiguri. Nu cred că merge, dar hai să încercăm totuși. Să încercăm și un jig. Să vedem dacă la jig avem ceva trăsătură. Normal, cu jigurile astea mai multe descurci pe timpul nopții. Sau cel puțin eu așa foloseam. Pe timpul nopții. Dar se pare că am avut și aici trăsătură. Deci cred că știu că mai mult ca sigur intră la aceste jiguri. În felul ăsta ne confirmă ideea că aici avem și de-a face cu mulți răpitori. Exact, am luat-o știucă de 1,31 kg. În continuare, feeder-ul nu mișcă nimic, semn că nu este de pescuit aici, nu prea interes. Poate pe timpul nopții să folosești feeder-ul aici pentru acel somn de canal care se află aici în apele astea. O să aveți la un moment dat de pescuit pentru misiunea acel som de canal. Iar eu mi-aduc aminte că am pescuit noaptea pentru acel tip de pește. Și am prins destul de rapid. Hai să vedem dacă mai avem ceva știucă cu interes pentru momeala noastră. Yep. Încă o știucă, tot așa, cred că la 1 kg și ceva. După felul cum am mușcat și după felul cum... a prezentat aici trăsătura. Era să rup firul acum pe... Wow, dacă peștele ăsta are 2 kg, serios, mă, ăsta are 2 kg? Nu prea pare a fi un pește de 2 kg, sincer. Freshwater drum, nu știu dacă are 2 kg, 33, nu prea pare a fi un pește de 2 kg, prea mic, prea mic. Cred că aici e o chestie de vizual a jocului, care ar fi trebuit să țină cont un pic de mărimile peștilor. Cam mititel peștele ăla pentru 2 kg 23. Mai repede semăna cu câteva zeci de grame dacă
Bun, hai să vedem ce mai luăm pe partea de... Vă povesteam despre joc că joculețul este dezvoltat și făcut de către Call of the Wild, cei care au făcut și joculețul de vânătoare, Call of the Wild de Hunter. Jocul arată bine, e foarte fain făcut, partea asta de grafică și partea de open space pentru hartă, adică te vei putea duce peste tot să descoperi chestii, lucruri interesante, faci level descoperind harta, faci level descoperind anumite specii de plante, de copaci, diferite zone și locații de pe hartă îți vor aduce experiență. Acest lucru te face să te cufunzi într-o categorie de jocuri care te țin captiv, te vor captiva cu felul în care arată harta și ce poți să faci. Pur și simplu, ideea de a fi open space, pe mine m-a cucerit foarte mult la stilul ăsta de joc. Era să avem o trăsătură chiar aici la capătul pontonului. Hai să lansez un pic mai mult și să vedem care e combinația aici. În continuare se bagă DLC-uri pentru acest joc. Sunt câteva DLC-uri care au apărut recent, sunt câteva DLC-uri de echipamente care au apărut recent. Deci în continuare jocul are potențial și dezvoltă în continuare tot felul de upgrade-uri și evenimente noi. Eu am ales să joc single player, mă captează mai mult joculețul în ideea asta de a juca single, pentru că te relaxezi, n-ai treabă cu chat, n-ai treabă cu nimic. Dar, de altfel, joculețul se poate juca, după cum v-am spus, și în partea de multiplayer și este un joc foarte frumos de a-l dezvolta acolo cu prietenii și de a te relaxa împreună. Deci uite, 2,90 kg versus 2,23 kg, cât a avut peștele de adineauri. Deci ăla era doar cât falca lui Știucii și la kilograme era cam același. Într-un următor episod, cred că ar fi interesant să desfacem și o descoperire de hartă, să vedeți cam cum se prezintă. E o idee faină de a te plimba cu mașina și de a descoperi diferite puncte sau pur și simplu de a călători pe jos, pe diferite trasee montane, unde la fel ai de descoperit diferite obiective care îți aduc experiență și credite în același timp. Și în continuare primim aici trăsătură după trăsătură din partea știucilor. Jigul merge perfect aici, pe această hartă. Iar după cum vedeți, știuca este omniprezent aici. O să vreau să mai pescuiesc și la plută, dar de data asta vreau să pun un alt fel de montură. O să pun această larvă și încerc undeva la o adâncime de un metru. Să vedem dacă va fi interes pentru acest fel de montură. Am optat pentru episodul acesta mai mult să dau importanță pescuitului la plută și la spinner. Feeder-ul, după cum vedeți acolo, am schimbat două momeli pe el, dar nu... Am schimbat două monturi pe feeder, nu mișcă deloc. Semn că aici nu prea e interes pentru feeder. Mai mult este interes pe partea de spinner și pe partea de plută. Și e drept, nici nu-i prea adânc apa aici. Și repet, poate pe timpul nopții, cu siguranță, va funcționa. Dar acum, pe zi, celelalte două categorii sunt mult mai prezente. Ar fi bine să și scot eu bățul din apă, oricum e degeaba aici. Jocul dezvoltă în continuare tot felul de stiluri de pescuit, tot felul de abordări de pescuit, pe care până acum nu le-am prea avut. Aici partea cu feeder-ul a intrat un pic mai târziu pe joc, nu prea a fost prezentă din prima. Op, și-am mai prins aici un pește. De data asta a tras la acea larvă. Deci bloodworms, larvă, brânză, merge foarte bine aici, pe zona asta. Uite, aici am prins un bass gold, chiar un trofeu. Trofeul de obicei ți-l plătește și ți-l notează altfel decât ceilalți pești. Pentru următoarele episoade am în plan să fac și ceva pescuit de pe barcă, să vedeți cum se pescuiește de pe barcă versus de pe sol, de pe ponton. Totodată încerc să găsesc niște locații în care să putem pescui super fain acolo. Uite, din nou am luat un gold
un alt trofeu. Deci trofeu după trofeu. Important e doar să găsești momeala potrivită și ora potrivită pentru anumite specii de pești. Ai încercăm o dată aici tot pe aceeași momeală, pe aceeași larvă. Și se pare că funcționează destul de bine. Avem trăsătură după trăsătură aici. Două trofee, unul după altul, pentru o lume a pescarilor. Asta e cam foarte mult deja. Hai că de data asta ne-a dat bronz. Dar totuși avem două trofee, nu? Jocul puteți să-l jucați atât de pe Steam cât și de pe Epic Games. Acest joc are crossplay între platforme. Puteți să jucați cei de pe Steam cu cei de pe Epic fără nicio problemă. Joculețul a fost gratuit pe Epic Games. Pe Steam trebuie să-l cumpărați. Dacă sunteți atenți la ofertele pe care le face atât Steam-ul cât și celelalte platforme și neapărat vreți să vă luați jocul, cu siguranță vor urma diferite reduceri acum în pragul sărbătorilor, în perioada care imediat urmează, Black Friday și așa mai departe, și veți putea să achiziționați jocul la un preț mult mai mic. Frumos, Black Bass-ul ăsta trage destul de bine aici. Am luat și un silver acum, un argint. Cred că aș putea să continui aici încă câteva ore bune, să pescuiesc în stilul ăsta, pe relaxare, pe chill, nu trebuie să te bați atât de mult cu peștele aici, îl scoți foarte rapid. O zonă foarte bună de farmat pentru bani aici și level dacă ești la un level mic. Apropo de level, eu nici nu știu ce level mai sunt. Sunt level 37, vedeți levelul aici în partea dreaptă sus. Eu nu știu exact acum cât e level maxim, cât au băgat levelul maxim. Dar din câte am văzut 40 era level maxim. Oricum jocul a adus foarte multe modificări și foarte multe chestii interesante. Semn că ține cont comunitatea de jucători pe care o are și încă este activ pe zona de evenimente, pe zona de a implementa diferite DLC-uri cu alte hărți și așa mai departe. Deci una peste alta se ocupă băieții de el. Pentru că încă rămâne unul dintre jocurile de pescuit, de simulatoare de pescuit preferate. Deci e unul care, dintre jocurile care îmi place cel mai mult. O să mai fac și alte clipuri și cu alte jocuri despre pescuit și putem să facem o comparație între ele. Dar, repet, acest joc va rămâne unul dintre preferatele mele. Și din motivul că nu are o parte de shop foarte aglomerată, cum au alte jocuri, în care ți-e foarte greu să combini acolo și să construiești un setup pentru a putea pescui. Sunt foarte multe bețe, foarte multe morinete, tipuri de fire, de ace, cârlige și tot felul de nebunii. Deci mult prea întortocheat, mult prea greu de gestionat. Aici este mult mai simplist, mult mai ok. Îți dă voie să joci mai mult și să-ți bați capul mai puțin. Din nou un silver. M-am retras aici la focul de tabără și aici încheiem primul episod din acest minunat joc, The Angler. Dacă sunteți pasionați și vă plac aceste tipuri de jocuri, lăsați-mi un comentariu la acest clip despre această latură și eu cu siguranță voi dezvolta mai multe episoade aici. Nu uitați să vă abonați acestui canal pentru a fi la curent cu tot ce postez aici despre jocuri. Iar dacă ți-a plăcut acest video despre pescuit, nu uitați să lași un like. Eu am fost Cristi Gamer John, până la următorul episod. Vă salut și vă doresc tuturor fireștiți!